Haideți, copii, să terminăm curățenia de primăvară! Aha, nu folosesc niciodată asta! Mașina de gunoi va ajunge în câteva minute! Mili, ideea este să găsești lucruri nefolositoare pe care alții să le vrea. Aha. Cauți asta? Mulțumesc, Cat! Stai! Încă o cutie! Bună treabă, copii! Continuați! Nu-mi spune! Motanu! E diabolic, tată! Trebuie să mă crezi! Cup, data viitoare când îl vezi pe Cat făcând ceva diabolic, asigură-te că mai vede și altcineva! A? Bună idee! Mă voi lipi de tine ca lipiciu până îl vezi pe Cat atacând! Da, nu mă gândeam chiar la asta! Ce faceți acolo? Vreau și eu, indiferent ce-o fi! Oh, dimineața mea a început atât de bine! Cup, nu crezi că experimentul ăsta a mers prea departe? Nici vorbă! Ne va oferi puțin timp să stăm împreună! Atenție! Ce? Cup! Vreau doar să-mi îmbrățișez tatăl! Și eu! Cup, sunt pentru apropiere, dar dacă ai fi puțin mai aproape, te-aș purta ca pe jachetă. Trebuie să stau aproape să-ți demonstrez că Cat provoacă toate problemele. Cat probabil doarme în camera lui Millie acum, fiule. Vreau să știu. Nu. Ce faci, tati? Încerc să citesc ziarul, drăguță. Ce face Cup? Încerc să stau aproape de tata. Mai aproape decât mine? Ei bine, mai aveți 3 minute de stat lângă mine până să plec la serviciu. Poftim, iar începe! Tata, uite! Uite, tata, uite! Nu mă uit la niciunul dintre voi până nu termin de citit ziarul. Părăsiți puntea! Cup, de ce ai aruncat vaza mea mung cu praștia? A fost Motanu, tată! Nu l-ai văzut? Tot ce văd este o gaură de mărimea unui crater în fotoliul meu! Da! Dar nimic! Trebuie să fie mai relaxant la muncă! Nu pleca! Adică sunt cu tine, tată! Și eu sunt cu tine! Slavă Domnului că nu am 3 copii! Se pare că cineva a găsit echipamentul de gimnastică! Exerciză de gimnastică din toate timpurile! Aproape, dragă! Uh-oh! Cat pune ceva la cale! Tată, cineva ar putea să se rănească în sabia sau în copitele cizmelor de cowboy! Cup, tu ești cel mai periculos din magazinul ăsta! Eu doar mă gândeam la Millie! Hai bine!
leagă. Bravo! Mili, crezi că poți executa exercițiul cu bețe în depozit în timp ce eu fac inventarul? Hm? Bine, tati! Tata, trebuie să vezi asta! Nu, trebuie să fac inventarul! Wow! Așteaptă-mă și pe mine! A fost cât pe ce? Cup! Sunt bine! Sunt bine! Ce ușurare! Ai dreptate, Cup! Locul ăsta e prea periculos pentru tine! Să mergem! Așa mai zic și eu! Nu se mișcă! Domnule Cat! E închis acolo! Domnule Cat! Domnule Cat! În sfârșit, vești bune! Îmi pare rău, domnule Cat! Tată, chiar trebuie să ieșim de aici? Stâlpul ăsta totem nu se mișcă. Te pot ajuta, tată? Nu, eu vreau să te ajut. Ajut mai bine decât tine. Gata, gata, am nevoie de spațiu. Mili, du-te să te joci în liniște acolo. Un cuptor atomic de cum prăjiturele cu miere bune, bune. Cup, mi-ai distrus fotoliul și vaza. Ai blocat familia și aproape ai crăpat stâlpul meu totem norocos. E o zi încărcată, chiar și pentru tine. Așa că fă-mi o favoare și stai în colțul tău. Și nu te ridica de pe scaunul ăla. Dar dacă... Cup! La la la, cup ce dai, cuptorul meu. Reușesc, se mișcă. Domnule Cat, ești teamăr! Ura! E și mai blocat decât înainte. Domnule Cat, noi facem brioșe! Hei, Mili, nu lăsa pe Cat lângă brioșe! Nu fi prostuț! Domnule Cat e un bucătar foarte bun, nu-i așa, domnule Cat? Gata! Tati! Domnul Cat și eu am făcut brioșe! O secundă, dragă! Bine, poate iau o brioșă. Brioșe! Arată delicios, Mili! Cup? Am stat pe scaun, așa cum ai spus. Băiatul, cu scaunul, eu sunt. Înapoi în colțul tău, tinere. De acum încolo nu vei mai părăsi pătratul ăsta. Pe scaun sau nu, sau vei fi pedepsit pentru eternitate. Dar... Bine, tată. Mișcă! Cât de prost mă crede? Știu o capcană când o văd. Brioșe! Dar Mili nu știe. Nu, Mili, stai departe. Ai avut o șansă. Brioșele astea sunt numele mele. Îmi pare rău, tată. Urăsc să-ți fac asta, stâlp totem. Au fost vremuri frumoase. Ăsta a dat topor. Tată, Cup a ieșit din pătratul lui. Tinere, ți-am spus ce se întâmplă dacă părăsești pătratul. Mă tem că ești... Pedepsit pentru eternitate. Știu, o lună în camera mea fără... Tată,
Hei! Un mediu liniștit, fără Cat, pentru o lună întreagă. Ce ar putea fi mai relaxant? Tu ești tata? Bine, vin! Domnule Cat, e timpul pentru controlul cu doctorița Millie și asistenta masaj la burtică. Ce face asta? Tată? La iarbă verde. În excursie noi mergem, în excursie noi mergem. Ura, drăguța mea, în excursie noi... Tată? Terenul de camping și parcul acvatic sunt în partea aia. Da, locul ăsta este un loc de parcare. Anul ăsta ne-a dat în condițiilor naturii. Comuniunea cu natura, departe de vecinii deranjanți și zgomotul orașului. Sună bine, tată! Dar de ce a trebuit să luăm și pisica lui Millie? Pisicile nu merg în camping. Lasă-l în pace pe domnul Cat! E și vacanța lui! Poate are nevoie de aer curat, da? Millie, nu lăsa pisica afară! Toată lumea afară, afară, afară! Mirosiți aerul ăsta curat. Ascultați sunetul naturii. Mie miroase a pui prăjit. Și mie mi se pare că aud un televizor. Ha? Super! Hei, Dennis! Cum? Nu se poate! Și tu la iarbă verde? Da! Stăm în mijlocul naturii ca și tine. Cu greu se poate numi așa. Henry, nu ai putea distinge un con de pin de o înghețată fără toată tehnologia asta? Oh, da? Cu sau fără chestiile astea mă descurc în camping de două ori mai bine decât tine! Ha, vrei să demonstrăm? Încearcă să faci camping în aer liber 24 de ore! S-a făcut! Te voi întrece! S-a zis cu comuniunea cu natura? Vom vedea cine este bărbatul adevărat care trăiește în aer liber! Cu siguranță! Dennis, împachetează terenul de basket! Sigur, tată! Unde este domnul Cat? Probabil s-a dus să exploreze. Avem noi grijă de el. Asta să faceți! Vrei să te ajut, tati? Sigur că da, dovlecel! Privește și învață, Millie! Nu ar trebui să faci asta din exterior? Trebuie doar să fixez stâlpul ăsta. Oh, da! Ești expert la buscortul! Uite-l, Bart! Ce? Nimeni nu poate instala un cort atât de repede! Ce? Ha? Plăcințică, unde-i învățat să instalezi cortul? La fetele ecologiste! Serios? Wow! Tăticii vor concura toată ziua! Pădurea este la dispoziția noastră! Da! Privește aici! E de rai o trăbitoare era nerăbdătoare să te întâlnească, Cat! Detectez mirosul distinct și delicios al fructelor împachetate în vid, nuci, arome artificiale și uleiuri vegetale hidrogenate? Sigur, drăguță! Și am și apă îmbutăliată, dacă ți-e sete. Nu are nevoie de mâncarea ta ciudată, Henry. Voi prinde cina noastră ca un adevărat om de camping. Oh, serios? Ei, bine, și eu la fel. Ha, nici nu am nevoie de uliță. Voi pescui cum au făcut strămoșii noștri, cu un băț. Doi pot juca jocul de pescuit cu bățul. Cu grijă, astea sunt furnici de foc. Dacă movila lor e distrusă, se năpustesc asupra ta cu clește și te înțeapă cu venin. Este super! Atenție! Atac de pisică! Ce zici dacă am strânge niște lemne de foc? Încă unul! Ce părere ai? Nu prea ai mult noroc, Bert, a? Atenție, tati! Atent! Un maestru trebuie să fie îndrăzneț, temerar! Ai terminat deja, Bert?
Tati, uite un pui de urs! Nu te apropia prea mult, dragă? Mama lui trebuie să fie prin apropiere și nu vrem să avem de-a face cu ea. Oh, te rog! Asta mi-amintește de prima lecție a fetelor ecologiste. Am mai prins unul! Cu asta se mai adaugă unul la duzina mea de pești. Față de ai tăi, zero! Un urs! Da? Ești un adevărat om al naturii, Harry! Hei, Cup, ce crezi că a lăsat urmele astea? Un unicorn? Un dinozaur? Poate un elan în papuci de urs? Știu ce sunt astea? Crede-mă, ar trebui să mergem prin altă parte! Jos, Dennis! Ce s-a întâmplat cu voi? Nu întreba! Hai, Dennis! Cina! Unde ai fost, domnule Cat? Pute, pute! Miroase ca și cum domnul Cat s-a întâlnit cu domnul Scons. Trebuie să-l spălăm. Ai spus că-l păzești! L-am păzit! L-am păzit înțepându-se și tăvălindu-se în iedera otrăvitoare. Ce avem la cină, tată? Mor de foame! Și eu! Noi nu avem pește, dar am împachetat destulă mâncare cât pentru un festin. Hamburger, hot dog, biscuiți cu gust de pește. Nu! Foc, foc! Trebuie să fie ceva pe internet despre foc. Lasă ăla deoparte, Henry. Nu ai nevoie decât de două pietre ca să facă o scânteie. Și să-ți lovești degetele. Recunoaște, Bert, metoda mea e mult mai bună. Niciodată. Nu mai avem gaz. Nu aveți nevoie decât de două bețe și jumătate de creier. Vedeți? Asta e fata mea ecologistă. Tati, folosește o brichetă. Bine, să gătim cina. Ceva miroase delicios. Tocăniță cu carne ambalată uscat. Ți-e foame, Mili? Sigur că da, ești pe cont propriu, Tati. Avem destul, vreți să stați cu noi la masă, domnule Burton Burger? Du-te dacă vrei, fiule. Dar eu le voi arăta cum se descurcă o persoană adevărată la iarbă verde. E în regulă. Mâncarea e demutată. Ăsta e spiritul. Biscuiți cu gust de pește? Favoriții mei. Astea ar trebui să fie în siguranță. Nu vrem ca un alt urs să vină în camping după mâncare de pisici. Ce e, Cup? Cat se duce după un pui de urs. Este un urs? De ce ne facem griji? A furat biscuiții cu gust de pește lui Cat. Mititelul nu are nicio șansă să merge. Aici este. E ca o felină robot de neoprit. Trebuie să distragem lui Cat atenția de la miros. Gata, l-am păcălit pe Cat. Și puiul de urs este în siguranță. Sau nu? Nu pot privi. Da! Nu te pune cu mama natură! Am salvat puiul de urs! S-a zis cu comuniunea cu natura? Chietă-i în drumul exact spre locul nostru de camping! Trezire, toată lumea sus din pat! Trebuie să vă treziți! Treziți-vă! Ce se întâmplă? Este un cutremur!
Nu! Este Cat! E isterie totală! Repede! Toată lumea suiți-vă la lățime! Wow! Nu ne-au zis nimic despre asta la fetele ecologiste? Vi se plăcute, Cat? Admite, Bert, modul meu de a face excursii are tot confortul de acasă. Confortabil, dar trebuie să știi să aprinzi și un foc. Sau să rog o fată ecologistă să mă învețe. Cup! Mili! Haideți, copii, să terminăm curățenia de primăvară! Aha! Nu folosesc niciodată asta! Mașina de gunoi va ajunge în câteva minute! Poftim! Mili, ideea este să găsești lucruri nefolositoare pe care alții să le vrea! Aha! Cauți asta? Mulțumesc, Cat! Stai! Încă o cutie! Bună treabă, copii! Continuați! Cup și... Nu-mi spune! Motanul! E diabolic, tată! Trebuie să mă crezi! Cup, data viitoare când îl vezi pe Cat făcând ceva diabolic, asigură-te că mai vede și altcineva! A? Bună idee! Mă voi lipi de tine ca lipiciu până îl vezi pe Cat atacând! Da, nu mă gândeam chiar la asta! Ce faceți acolo? Vreau și eu, indiferent ce-o fi! Oh, dimineața mea a început atât de bine! Cup, nu crezi că experimentul ăsta a mers prea departe? Nici vorbă! Ne va oferi puțin timp să stăm împreună! Atenție! Ce? Cup! Vreau doar să-mi îmbrățișez tatăl! Și eu! Cup, sunt pentru apropiere, dar dacă ai fi puțin mai aproape, te-aș purta ca pe jachetă. Trebuie să stau aproape să-ți demonstrez că Cat provoacă toate problemele. Cat probabil doarme în camera lui Mili acum, fiule. Vreau să știu? Nu. Ce faci, tati? Încerc să citesc ziarul, drăguță. Ce face Cup? Încerc să stau aproape de tata. Mai aproape decât mine? Ei bine, mai aveți 3 minute de stat lângă mine până să plec la serviciu. Poftim, iar începe. Tata, uite, uite, tata, uite. Uită-te la mine, uită-te la mine. Nu mă uit la niciunul dintre voi până nu termin de citit ziarul. Părăsiți puntea! Cup! De ce ai aruncat vaza mea mun cu praștia? A fost Motanul, tată! Nu l-ai văzut?
Tot ce văd este o gaură de mărimea unui crater în fotoliul meu. Da. Dar nimic. Trebuie să fie mai relaxant la muncă. Nu pleca, adică sunt cu tine, tată. Și eu sunt cu tine. Slavă Domnului că nu am trei copii. Se pare că cineva a găsit echipamentul de gimnastică. Ta-da! Domnilor, și cu Mili cea magnifică vă prezintă cel mai bun exercițiu de gimnastică din toate timpurile. Aproape, dragă. Uh-oh. Cat, pune ceva la cale. Tată, cineva ar putea să se rănească în sabia sau în copitele cizmelor de cowboy. Cup, tu ești cel mai periculos din magazinul ăsta. Eu doar mă gândeam la Mili. Hai bine, nu te mai gândi la mine. Uită-te la mine. Uite, tati, uite. Mă uit, dragă. Bravo! Mili, crezi că poți executa exercițiul cu bețe în depozit în timp ce eu fac inventarul? Bine, tati! Tata, trebuie să vezi asta! Nu, trebuie să fac inventarul! Wow! Așteaptă-mă și pe mine! A fost cât pe ce? Cup! Sunt bine! Sunt bine! Ce ușurare! Ai dreptate, Cup! Locul ăsta e prea periculos pentru tine! Să mergem!